Bun găsit la știri. Peste 70% din țară este afectată de secetă. Este anunțul făcut de ministrul mediului Tanțoș Barna în timpul ședinței de guvern de astăzi. Datele vin la doar 24 de ore după ce în mai multe zone afectate grav de secetă, autoritățile au impus raționalizarea apei. Sunt locuri în care oamenii nu mai au apă pentru irigații sau pentru animale. Mai multe despre efectele secetei extreme care afectează România, dar și despre măsurile pe care pot să le ia guvernanții, ne spune colega noastră Ana Micu. Te ascultăm. Bun găsit! În acest moment se fac mai multe anunțuri și ministrul mediului a anunțat că este foarte important să se mențină această comunicare cu cetățenii pentru a putea înțelege cât de gravă și totodată reală este situația secetei care a lovit țara noastră. În ceea ce privește situația de față, premierul României, Nicolae Ciucă, a făcut un apel către ministrul mediului și ministrul de interne să acționeze și să ia măsuri pentru a ne asigura că situația creată de căldura extremă din ultima perioadă nu va conduce la probleme grave, atât în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă a anumitor zone din țară, cât și în ceea ce privește irigarea culturilor, respectiv uzul de apă folosit în gospodărie. În acest moment este o situație nefericită, atât în ceea ce privește cele 40 de bazine de alimentare cu apă din țară. Acestea sunt în acest moment la o capacitate de doar 68% și în ceea ce privește localitățile care au fost lovite de seceta din ultima perioadă, vorbim de un număr de 115 localități care în acest moment sunt lovite de secetă extremă. Ministrul Mediului a subliniat că este o situație produsă de evenimentele recente. Am avut coduri duble de avertizare. Pe de o parte, cod de temperaturi extreme, ce au depășit 40 de grade pe alocuri. Pe de altă parte, coduri de instabilitate atmosferică cu descărcări electrice, vijelii, grindină, dar și cantități mari de apă acumulate pe metru pătrat. Din cauza acestei situații s-a ajuns în stadiul în care există zone în unde nu este nicio problemă legată de secetă. Culturile sunt superbe, așa cum a subliniat ministrul mediului, dar la câțiva kilometri distanță există zone unde seceta a lovit sau, dacă nu a lovit seceta, culturile au fost distruse de grindina care a căzut abundent. Astfel, în acest moment se vorbește despre un consum responsabil de apă. Toți cetățenii sunt rugați să nu consume în mod irresponsabil apa, cu atât mai mult în cazul în care se află în zone unde există probleme cauzate de secetă. Astfel, chiar dacă financiar nu reprezintă o problemă, nu este bine să consumăm de 5 ori mai mult, să spunem, necesarul de apă pentru a uda grădinile sau pentru a iriga anumite zone, pentru că asta ar putea conduce la niște dezechilibre cu privire la posibilitatea de alimentare cu apă potabilă. Totodată există și discuții despre zone în care vor fi introduse restricții în ceea ce privește consumul de apă și o altă mențiune importantă este că deși s-au investit destul de mulți bani, așa cum a subliniat ministrul mediului, în sistemele de irigații, dată fiind situația actuală, aceste sisteme se dovedesc a fi insignifiante față de posibilele pierderi ce vor fi cauzate din cauza situațiilor extreme meteorologice. Aproximativ 70%, poate un pic peste 70% din România, din suprafața țării, este afectată de secetă pedologică. În funcție de situația microregiunilor, putem vorbi despre secetă pedologică moderată, puternică sau chiar extremă. În ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă a populației, majoritatea zonelor care au probleme, deficiențe și unde s-au implementat câteva măsuri de restricționare se bazează pe puțuri forate, pe sursă de apă care este stabilită și este ridicată la nivelul consumului normal în perioada secetoasă. Crește semnificativ de 2 ori, de 3 ori, chiar de 5 ori consumul de apă în urma irigațiilor din localitățile care sunt alimentate cu apă potabilă, acolo problemele pot fi semnificative. Autoritățile locale și administratorii acestor sisteme de alimentare cu apă au implementat restricții,
tocmai pentru a preveni situația de criză. Facem încă o dată, în mod repetat, apel la populație ca în această perioadă să utilizeze apă potabilă strict pentru consumul din gospodărie. Este o risipă pe care nu ne o permitem acum să folosim această apă potabilă în scop agricol, să folosim apă potabilă trecută prin captare, prin tratare, prin pregătire pentru a fi potabilă, să o folosim pentru scop agricol, pentru irigații. Consiliul Politic Național al PSD l-a nominalizat pe Petre Daia pentru postul de ministru al Agriculturii. Locul la MADR era liber după ce fostul ministru Adrian Chesnoiu a demisionat din funcție ca urmare a dosarului de corupție deschis de procurorii DNA. Gabriela Mihai ne spune mai multe. Gabriela, se întoarce așadar la minister Petre Daia. Bun găsit, urmează să aibă cel de-al cincelea mandat în cadrul Ministerului Agriculturii, Petre Daia, pentru că a fost ales astăzi în ședința Partidului Social Democrat cu unanimitate de voturi, propus de pe o listă cu alți trei posibili candidați pentru acest portofoliu la agricultură, iar propunerea a venit chiar din partea liderului social democrat Marcel Ciolacu. A fost primul nominalizat, prin urmare a fost votat în unanimitate de liderii socialdemocrați pentru a ocupa această funcție din cadrul Ministerului Agriculturii. Acum, conform procedurii, urmează ca această propunere să ajungă și la premierul Nicolae Ciucă și dacă acesta va fi de acord cu propunerea, ea va ajunge mai departe pe masa președintelui României, Klaus Iohannis. Important de precizat este că în aceste momente, în cadrul Ministerului Agriculturii, cel care deține acest portofoliu este Sorin Grindeanu, în perioadă de interimat, după ce ne reamintim că fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, și-a dat demisia din funcție din cauza cercetărilor făcute de procurorii anticorupție, care îl vizează pe Adrian Chesnoiu într-un dosar cu fapte de corupție. Gabriela Mihai, mulțumim. Guvernul a dezbătut astăzi în prima lectură modificările aduse la codul fiscal. Vom avea de a face cu noi taxe, dar și cu noi deduceri pentru categoriile vulnerabile. De asemenea, vor fi eliminate toate excepțiile de la cota unică. În primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență care vizează codul fiscal. Ajustarea fiscală pe care o propunem prevede, pe de o parte, protejarea cetățenilor României care au statutul de salariați și au venituri de până la 4.500 de lei. Și în acest scop avem o serie de deduceri și pentru salariații care au în întreținere alte persoane, inclusiv copii, dar mai ales pentru salariații tineri de până la 26 de ani cu titlul de noutate se introduce o deducere de 15% din impozit. Pentru a crește până la urmă și gradul de ocupare în rândul tinerilor unde înregistrăm un șomaj de natură structurală, dar și pentru angajații care au copii în orice formă de învățământ, pentru a încuraja trimiterea la școală și, să zic așa, evitarea abandonului școlar, pentru fiecare copil se va primi o deducere suplimentară de 100 de lei. În contrapondere, avem o serie de ajustări pe partea de capital și pe partea de companii, care, în fapt, nu reprezintă altceva decât eliminarea unor facilități, reconversia sau restructurarea unor facilități acordate în anumite zone, facilități care și-au atins deja elementul de potențial în anii care au trecut, iar în acest moment sunt solicitate a fi eliminate și de către Comisia Europeană și către PNL, dar chiar și de către foarte mare parte a mediului de afaceri. Eu nu le zic eliminarea de facilități și mai degrabă eliminarea de excepții, pentru că parte dintre ele sunt excepții și ne-am angajat prin PNRR, precum și în întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții organismelor internaționale de profil, ca aceste excepții să fie eliminate și să ajungem în sfârșit la o aplicare unitară a prevederilor legale în domeniul fiscal.
BNR a decis astăzi majorarea dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an. Creșterea dobânzii cheie reprezintă o lovitură puternică pentru milioane de români cu credite în lei, ale căror rate au crescut deja. Și discutăm cu domnul Adrian Bența, expert financiar. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Ce înseamnă această mișcare de astăzi a celor de la BNR și dacă ea poate să dea un semnal de o altă creștere, eventual într-o perioadă scurtă, poate o jumătate de an? Aș vrea să fiu un pic mai neutru cu această măsură, în sensul că BNR a luat o decizie de combatere a inflației, dar aceasta are victime colaterale, milioane de cetățeni ai României, cei care au împrumuturi. Deci măsura se dorește pentru a combate inflația care afectează 20 de milioane de cetățeni ai României, cât suntem toți, și va aduce cheltuieli suplimentare, dobânzi mai mari, rate mai mari pentru toți aceia care au împrumuturile în acest moment, fie în lei, și eu mă aștept să fie și în valută și aici o să fie o depreciere și creșteri. Și are un efect neplăcut, din păcate, pentru potențialii investitori din România care apelau la împrumuturile bancare din România, deci erau bancabili pentru împrumuturile bancare din România, aceștia sunt descurajați să mai facă investiții din cauza faptului că împrumuturile sunt mai scumpe. Deci este o măsură care ne va aduce niște nori tulburi asupra tuturor. Da, deci înțeleg că această măsură nu ar fi putut să fie evitată în contextul pe care îl avem. În această măsură nu ar fi putut evitată și dacă adăugăm că o altă instituție cu prestigiu, Banca Angliei, a anunțat o furtună viitoare în economie, ar trebui să fim foarte atenți cu veniturile noastre în perioada următoare, pentru că nu văd doar o simplă măsură. Ceea ce m-a surprins și pe mine și probabil și pe alți specialiști în finanțe sau alți specialiști mai buni decât mine în finanțe, este creșterea cu un punct procentual. Este cea mai mare creștere din ultimii ani. Nu ne așteptam la creșteri atât de directe și atât de mari dintr-o singură măsură a Băncii Naționale. Ceea ce ne atenționează că vor fi vremuri foarte, foarte ciudate, foarte probabil grele pentru unii dintre noi în perioada următoare și trebuie să fim foarte chipriți și înțelepți în deciziile pe care le luăm pentru a ne trăi viața, traiul de zi cu zi în perioada următoare. Mulțumim pentru această intervenție, domnule Bența, și pentru analiză. Mergem mai departe. Pericolele ne pasc la tot pasul prin parcurile bucureștene. Aseară, cei care se plimbau prin parcul Chiselef au văzut cu ochii lor cum un copac a căzut din senin peste o alee și peste mai multe bănci. O femeie a povestit că și-a salvat copilul în ultima clipă. La un pas de tragedie. Așa poate fi definit incidentul incredibil produs în parcul Chiselef din capitală. Copacul pe care muncitorii l-au tăiat și l-au ridicat astăzi s-a prăbușit aseară din senin, peste aleile și băncile din parc. Alei și bănci pline de oameni ieșiți la plimbare. Ca din senin, a povestit o femeie, s-a auzit un trosnet, iar copacul a început să se aplece și apoi a căzut la pământ. Și doar norocul a făcut să nu fie nicio victimă. Ba chiar o femeie spune că abia a reușit să fugă cu bebelușul de pe una dintre băncile peste care a căzut copacul. Plea oricând. Deci copacul probabil că era mai bătrân, mai vechi, eu știu, dar se putea întâmpla oricui. Că trebuie să facă, trebuie să facă foarte multe lucruri. În primul rând, de când avem primar așa tânăr și ferice, situația în parc aici este, noi stăm în apropiere și urât. Venim în continuare, că n-avem unde. Ar trebui să facă ceva. Nu e vorba doar de copaci, e vorba și de curățenie, și de amenajare. Uitați-vă și dumneavoastră. Uitați-vă că puteți să îndreptați camera. Nu așa ar trebui să arate un parc în mijlocul Bucureștiului. Și nu este un eveniment unic. Doar în urmă cu o săptămână, un copac înalt de peste 10 metri a căzut peste un loc de joacă din parcul Cismigiu. Arborele s-a rupt din senin de la rădăcină și a distrus toboganele și un chioșc din parc, însă ca prin minune niciun copil nu a fost rănit. Și atunci toți ochii s-au îndreptat spre edilul Nicu Șordan, care ar refuza de aproape 2 ani să semneze avizele de defrișare. Dar probabil că primarul capitalei așteaptă ca lucrurile să se rezolve de la sine. La fiecare furtună, 10 de copaci cad în capitală, în parcuri sau pe străzi.
declarațiile președintelui UDMR Kelemen Hunor, care a spus că polițiștii au salarii prea mari și că își riscă viața prin cârcium, stând de vorbă cu sătenii, au făcut valuri în rândul celor vizați. Reprezentanții polițiștilor s-au supărat și spun că nici pe departe nu au salarii de 8-9 mii de lei, așa cum spune Kelemen Hunor, și că dacă liderul UDMR nu-și mai amintește, mulți dintre polițiști au murit la datorie. Și discutăm pe această temă cu domnul Florin Vâlnei, președinte al Federației Naționale a Polițiștilor SEDLEX. Bună ziua! Sărumile! Cum au primit colegii dumneavoastră această declarație a lui Kelemen Hunor? Greu de spus cum au primit colegii. Până la urmă, cum aceste declarații cum sunt înțelese în spațiu public. Pentru că este inadmisibil ca la nivelul și la poziția domnului vicepremier să nu fie informat cu privire la ce înseamnă sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Probabil că nu știe sau nemirte, nu înțelege. Adică un polițist de 25 de ani de activitate, un șef de post care probabil nu are program ca și un profesor de 4 ore pe zi și cel puțin o medie de 10 ore pe zi, fără weekend-uri, fără sâmbete, fără vacanțe sau concedii, ajunge să primească un salariu de 4.300-4.500 de lei. Cum e posibil să spună că în învățământ sunt salarii de 2.800-2.900 de lei? Păi facem dovada cu fluturașii și să vedem cine are dreptate și cine nu. Vorbim pe probe. Este de necatalogat această declarație în condițiile în care știm cu toții că legea de salarizare doar anul ăsta s-a aplicat și pentru segmentul Ministerului de Intern. Dar dumneavoastră nu s-a referit doar la salarii. Păi nu s-a până la urmă, doamnă, toată lumea aleargă după bani și muncim pentru și ne slujim, să zic așa, și ne pierdem viața pentru ce? Pentru un amărât de salarii. Da? Eu nu mă compar cu nicio categorie bugetară care lucrează 4 ore pe zi și începând din iunie până în septembrie nu mai știe ce să facă prin concedii sau în alte părți. Da? Noi tot vorbim de o categorie care, mă rog, a fost văduvită de ani de zile. Vedem ce se întâmplă în fenomenul infracțional, vedem ce se întâmplă, câte presiuni sunt asupra noastră, dar nimeni nu mai vrea să vorbească din punct de vedere salarial unde suntem noi. Da? Adică după 20 de ani de activitate îți plec cu 4.000 de lei, mă scuzați, ambulantierul să mă scuze colegii în ambulanță, să ține de volan 8 ore și pleacă cu 7.000 de lei. Nu cred că este corectă o astfel de comparație până la urmă. Păi este corectă, doamne, până la urmă că ne comparăm cu alte categorii bugetare. Păi da, dar dumneavoastră faceți ceva, șoferul de pe ambulanță face altceva. Haideți să nu încurcăm lucrurile totuși. Ok, mulțumesc pentru... Ce facem? Da. Care sunt riscurile? Doamne, în România trebuie domnule, să... Domnule, cred că intrăm într-o discuție care depășește subiectul de la care am pornit. Nu v-am cerut să vă comparați cu șoferii de ambulanță. Fiecare are o muncă total diferită. Am dat un exemplu, dar până la urmă, în România, trebuie să fim plătiți în funcție de riscurile meseriilor pe care le avem. Da? Câți polițiști au murit la datorie? Câți polițiști sunt ultragiați? Câți polițiști depășesc programul de lucru și lucrează fără să mai fie plătiți? Din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne raportăm noi la alte categorii bugetare. Îmi pare rău că am făcut această comparație, dar trebuie să spunem adevărul. Ăsta este adevărul. Domnul România, ministru, un șef de post, da, nu pleacă mai mult cu 4.500 de lei acasă. Ăsta este adevărul. Domnul ministru de interne, cel care vă reprezintă, a avut deja o reacție pe această temă? Nu știu, din punct de vedere politic, dacă a avut o reacție sau nu. Eu spun adevărul. Ăsta este adevărul. Nu credeți, vă fac dovada cu fluturașii colegilor care lună de lună încasează mai puțin de 5.000 de lei. Cum încasează, cum să zic, alte categorii bugetare mult peste noi. Mult peste noi. Am tăcut ani de zile, n-am spus nimic. Acea lege de salarizare, acum ni s-a aprobat o mărire de 1 pe 4. Păi noi recuperăm din 2018 o mărire de 1 pe 4. Cât 300 de lei primesc la salariu? Dar de ce n-a spus că alte categorii bugetare au atins plafonul maxim încă din 2018? Nu mai vorbim. Dacă vorbim din punct de vedere electoral, da, s-a adresat unei categorii care reprezintă un interes electoral. Îmi pare rău pentru dânsul, dar trebuie să o spunem. Da, mulțumesc pentru această intervenție, Florin Vâlnea. A fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe. Președintele Klaus Iohannis și-a schimbat cu 180 de grade viziunea privind politicienii care au plagiat. Dacă în 2014 aproape lua de guler pe Victor Ponta să-l arunce afară din politică, acum în cazul lui Nicolae Ciucă optica este alta. Să se ocupe specialiștii, spune Iohannis. Nu cunosc detalii despre ce se întâmplă acolo. Nu sunt eu chemat să analizez lucrarea de doctorat al unui politician și, pe de altă parte, am toată încrederea că cei care sunt puși să analizeze își fac treaba ca lumea.
Și cam atât a avut de comentat președintele Klaus Iohannis în privința suspiciunilor de plagiat care planează asupra premierului Nicolae Ciucă. Cu totul altfel stăteau lucrurile când Klaus Iohannis avea de-a face cu plagiatul lui Victor Ponta. În 2014, Iohannis îl alunga pe Victor Ponta din politică din cauza plagiatului. E adevărat că cei doi se băteau la acea vreme pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni. Dacă cineva care își scrie lucrarea de doctorat copiază, mi se pare o problemă proporțional mai mare și se numește plagiat. Oriunde în lume, cineva care este prins, cineva dintre politicieni, care este prins că a copiat și numai trei rânduri și a plagiat, este obligat, prin clasa politică, să se retragă din politică. La noi, unul dintre aceștia dorește să fie președintele României. Am revenit în direct, urmează în foarte scurt timp un anunț important de la sediul PSD. Marcel Ciolacu, ascultăm și noi. Moment. Al domnului Adrian Chesnoiu e fostul ministru Daia, Petre Daia, un om cu experiență, un om care nu trebuie să învețe ministerul și problemele pe care le au fermierii, agricultorii, un patriot, foarte iubit de toți cei care activează în, mai ales în agricultură, și mă bucur mult că toți colegii au fost ca pe vremuri, voturile unanimitate, interiorul partidului, ca domnul ministru Petre Daia să revină în guvernul României. Cu această nominalizare vom merge la primul ministru, apoi urmă cunoașteți procedurile. Am avut o discuție cu domnul prim-ministru, au fost 4 propuneri, nu puteam să am o discuție aplicată în ceea ce îl privește pe domnul ministru Petre Daia, deoarece nu exista votul. O să am această discuție în cursul zilei de astăzi. Social-democrat, deveniți cu același ministru? Nu aveți și alți specialiști până acum? În primul rând, haideți să fim... ca să nu iasă nimeni jignit de întrebarea dumneavoastră, nici domnul Daia, nici partidul, nici dumneavoastră. Este nevoie în acest moment, la Ministerul Agriculturii, un om de calibru, nu neapărat de înălțimea domnului Daia, un om de calibru, domnului ministru Daia, cu ce probleme ne confruntăm. Poate vom reuși, în sfârșit, tot s-a deschis subiectul renegocierii PNRR-ului și vedem acum, în această secetă, ce nevoie ar fi avut România să aibă în PNRR prinse irigații, lucru susținut total de către domnul ministru Daia atunci când a plecat din minister. Domnule președinte, și pentru domnul ministru și pentru dumneavoastră, numele dumneavoastră apare în dosarul lui Adrian Chesnoiu. Că ați fi intervenit pe lângă fostul ministru al agriculturii să vă puneți un apropiat într-o anumită funcție. Nu vă temeți, și dumneavoastră ca partid, nu vă temeți că ați putea să veniți în aceeași situație pe care ați avut-o cu ministrul Chesnoiu? Să-mi permit, nu că n-ar răspunde domnul Daia, sunt foarte convins că are cuvintele la dânsul, după cum bine îl cunoașteți. Este o informație pe surse, în acest moment. Din rechizitoriul procurorilor. Este o informație pe surse. Haideți să vedem. Eu nu cred. De câte ori ați fost ministru, domnul Daia? De 4 ori. De 4 ori a fost ministru. Nu cred că domnul ministru Daia a încălcat vreodată legea. Domnule ministru propus, puteți să ne spuneți care este viziunea dumneavoastră pentru a contracara seceta din România, pentru că sunt foarte multe suprafețe calamitate și am vrea să știm care este viziunea dumneavoastră dacă în acest al 12-lea ceas se mai poate face ceva. În primul rând îngăduiți-mi să mă folosesc de acest prilej când presa în această componență pe sala Parlamentului mă întâmpină cu
și-a de mare extaz. Și știu de ce. V-am fost partener tot timpul, v-am stat la dispoziție, cum o voi face și de aici încolo. De aceea, folosindu-mă de întâlnirea cu dumneavoastră, îngăduiți însă, îi mulțumesc președintelui partidului pentru această propunere, să le mulțumesc colegilor care sunt în această structură politică a partidului, care au decis astăzi să aloce încrederea în conducerea, pentru conducerea Ministerului Agriculturii, în persoana unui om care s-a străduit de-a lungul vieții să facă ceea ce i-a dat conștiința profesională și ceea ce exercițiul muncii l-a determinat. Motiv pentru care vă rog să-mi îngăduiți că atunci când se încheie procesul acesta juridic și când, după depunerea jurământului, să vă prezint în prima conferință de presă, și o voi face-o rapid, viziunea mea vis-a-vis de cum văd eu lucrurile în agricultură, dar o precizare merită să o fac acum. O văd cum am văzut întotdeauna. Să facem în fiecare zi ce trebuie, în așa fel încât să fie bine țării și fermierii să simtă acest lucru. Iată că trebuie să continuăm. Să continuăm pentru că am spus-o de fiecare dată că cel mai mare rău în agricultură este să întrerup programele. Și îl felicit pe Adrian Chesnoiu că n-a făcut acest lucru. Ba dimpotrivă, s-a uitat în viitor, a văzut realitatea țării, a apăsat pe accelerație și a ajuns acolo unde astăzi fermierii sunt cei care îi recunosc activitatea într-o perioadă scurtă de timp și folositoare pentru agricultura țării. Spuneam și repet de fiecare dată că în agricultură toate proiectele sunt prioritare. Unul este vital. Iertați-mă că insistăm puțin. De astăzi, aceea, ministrul... voi începe și iată răspunsul pentru întrebarea noastră. În prima oră a activității mele mă voi ocupa de acest lucru, pentru că în 2017 știți foarte bine că după depunerea jurământului, la orele 11 noapte eram la pompa Cama din Giurgiu. Așa voi face și imediat după ce voi depune jurământul, să mă duc în șantierul muncii al obiectivelor de investiții atât de necesare pentru țară. Adică în canalele de irigații unde? Tot ceea ce înseamnă sistemul de irigații. Și aici este o abordare mult mai largă pe care vă voi prezenta-o atunci când, spuneam, este încheiat acest proces juridic, acest demers juridic pe care îl prevede Constituția și iată că astăzi suntem pe drumul acestui demers. Astăzi am aflat că 75% din terenul arabil în România este, este supus unor diverse forme de secetă, diverse niveluri de secetă și că ne așteaptă 3 săptămâni de fenomene meteorologice extreme în România. În aceste condiții vreau să vă întreb, ce soluții credeți că mai pot fi implementate din scurt pentru a mai salva ceva din recoltele fermierilor pe care tot îi invocați în momentul de față? În primul rând, nu cred în acest proces. Sunt afirmațiile colegului dumneavoastră, domnul Barna, de la mediu. Sigur, domnul Barna de la mediu se referă la seceta pedologică, dar procesele biologice sunt legate... Zone mari din Grecia ard pur și simplu, iar pompierii eleni ajutați de cei români fac eforturi să stingă flăcările. Cel mai recent incendiu de vegetație a cuprins un sat la vest de Atena, care a fost și evacuat de urgență. Peste 130 de pompieri și voluntari asistați de 10 avioane care aruncă cu apă se luptă cu incendiul izbucnit marți în jurul prânzului, în apropiere de orașul de la malul mării, Porto Germeno, la 70 de kilometri vest de Atena. Ca măsură de precauție s-a ordonat evacuarea satului Mitikas, dar nu au fost raportați răniți. Presa greacă a anunțat că până acum o casă nelocuită a fost avariată. De vină pentru această catastrofă este vântul puternic, care și-a schimbat continuu direcția și a îngreunat eforturile de stingere a incendiilor. Nu este însă singurul foc din Grecia. Personalul de pompieri a fost în alertă maximă în mai multe părți ale țării pe fondul unui risc major de incendii de vegetație prognozat. Alte două incendii ardeau în sudul regiunii Peloponez.
Serviciul de pompieri a declarat că s-a ocupat de peste 300 de incendii de pădure în ultima săptămână, 65 dintre acestea în ultimele 24 de ore. Grecia suferă în fiecare vară de asemenea incendii de vegetație distructive. În 2018, peste 100 de persoane au murit din cauza flăcărilor izbucnite în stațiunea balnea Rămati, la est de Atena. De atunci, autoritățile s-au concentrat pe evacuări rapide și preventive ale zonelor locuite aflate în pericol. Rusia ar fi ajuns la ultimele puteri în Ucraina. Conform unor surse internaționale, Moscova a rămas fără soldați și a ajuns să recruteze deținuți care să fie carne de tun în fața ucrainenilor. Condamnaților li s-ar promite pentru serviciul lor 200.000 de ruble și anularea sentințelor în cazul în care se întorc în viață după 6 luni. Deținuții sunt recrutați în mod activ în închisorile din Sankt Petersburg, potrivit publicației independente iStories. Condamnaților li se spune că vor fi puși în prima linie pentru a vâna naziștii în Ucraina, într-un aranjament care sugerează că vor fi folosiți drept carne de tun. Compania militară privată Wagner, considerată că lucrează mână în mână cu forțele armate ale lui Vladimir Putin și că are legături strânse cu Kremlinul, se pare că s-ar afla în spatele acestei campanii de recrutare. Serviciul de securitate FSB, condus cândva de Putin, ar fi de asemenea implicat. Dacă aceste informații se dovedesc adevărate, ele nu fac decât să demonstreze disperarea Rusiei pentru forțe armate în condițiile în care recrutarea convențională eșuează. Condamnații ar urma să înlocuiască pe soldații ruși care nu mai sunt dispuși să lupte în Ucraina. La început, Rusia încerca să recruteze persoane cu experiență în serviciul militar. Standardele acum au scăzut însă deoarece oricine, inclusiv condamnații, pot să lupte pentru Moscova. Oferta Kremlinului nu este valabilă însă pentru infractori deosebit de periculoși, care execută 20 de ani sau mai mult de închisoare. Această campanie de recrutare a Rusiei a fost confirmată și de Vladimir Osechkin, un activist rus pentru drepturile omului aflat în exil. El a declarat că ofițerii FSB recrutează în prezent voluntari pentru Donbas printre prizonierii din Yablonevka, cărora li se spune în mod deschis că nu vor avea documente sau insignă, iar în cazul în care își pierd viața, trupurile lor nu vor fi date pentru înmormântare familiilor. Până în punct aici jurnalului orei 15 de la Fix, vă reîntâlniți cu Ioana Constantin. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la jurnalul orei 18.